Bine ai revenit la un nou episod din seria mea despre dezvoltare și motivație personală. Sau era motivație și dezvoltare personală? Am să merg pe varianta a doua, după cum cred că apare și pe intro-ul de pe ecranul de acum. Indiferent de ordinea asta, eu mă bucur că aceste clipuri sunt de succes și ajută cât mai mulți oameni. Dacă pentru asta se poate să obținem 50 de like-uri la acest clip, ar fi minunat. Știu că nu-s vreun PewDiePie sau fie și Zaya Fett, dar mă bucur că din cei 120 de abonați, lucru care mi se pare sincer nemaipomenit și pentru care vreau să vă mulțumesc infinit, mai ales într-un timp așa de scurt. Am din ce în ce mai mulți pe canal care vizionează și comentează la clipuri. Ca să revin și la oile mele, m-am gândit să atac un subiect care pe mine unul m-a pus în dificultate aproape mereu și la care am avut o problemă. Cum să spui nu fără să fii nepoliticos? Tocmai zilele trecute, fiind la serviciu, mi s-a întâmplat să cobor pentru a-mi cumpăra ceva de la magazin. La întoarcerea spre birou, un coleg mă suna la telefon pentru a-i cumpăra ceva și lui. Deși eram aproape de sediu, magazinul nefiind departe și el, și nervos că nu mi-a spus nimic în primă fază, am zis că îi pot cumpăra ce-și dorea, mai ales că am mințit că încă mă mai aflam la minimarket. Am fost pus în fața faptului și, nedorind să dezamăgesc persoana aceea, am vrut să preiau eu acea responsabilitate. Dacă ești genul de persoană ca mine, căruia îi place să facă pe plac altora, atunci înseamnă că ai probleme în a-ți seta niște limite și a le menține. Ca ființe sociale, ne luptăm să menținem relațiile cu alți oameni, lucru care face ca refuzul acestora, deși în interesul nostru, să fie foarte greu. De ce ar trebui să spunem nu mai des? Deși eram obișnuiți ca în copilărie să spunem da la orice, în partea adultă a vieții, acest lucru poate deveni o povară uneori. Oamenii spun da în situații sociale pentru a evita să dezamăgească alte persoane sau pentru că se simt prinși. Spunând da, atunci când efectiv nu simți asta sau nu vrei, poate avea multe efecte negative asupra sănătății și poate fi o rețetă pentru dezastru. Stresul îți poate crește, oamenii pot profita de tine, îți poți pierde timpul sau poți să rămâi fără energie. Acum că am aflat astfel de efecte negative, hai să vedem niște strategii pe care să le folosești pentru a spune nu fără să fii nepoliticos. Cunoașteți prioritățile. Dacă îți cunoști prioritățile, vei ști exact la ce să spui nu. Lucrul acesta te va ajuta să ai un sentiment de convingere atunci când spui nu, deoarece poți decide obiectiv ce oportunități sunt bune pentru tine și care te vor lăsa fără energie. Deci, înainte să începi să spui nu la orice apare acum, fii sigur că știi care ți sunt scopurile și prioritățile. Schimbă un nu într-un nu chiar acum. Dacă trebuie să lucrezi la ceva urgent care trebuie predat într-o oră și cineva te cheamă la discuția aia de 5 minute, mai ales când știi că acele 5 minute vor fi de fapt 20, poți încerca să fii sincer spunând lucrezi la ceva urgent, ne putem vedea în 2 ore? Cheia aici este folosirea cuvântului urgent. Pentru că important este un termen relativ totuși. Iar atunci când ai spus urgent, ai descurajat și alte întrebări ulterioare. Mai ales că nu ai spus un nu clar, ci doar i-ai exprimat clar care ți sunt prioritățile și că ale tale sunt pe primul loc. Onestitatea este cea mai bună. Dacă știi că răspunsul este sau va fi nu, încearcă să nu duci pe nimeni de nas spunând poate sau mai ales un da. Nu numai că oamenii vor respecta onestitatea, însă îi vei scuti și pe ei de stresul și întrebările puse dacă îi vei ajuta în cele din urmă. Dacă nu plănuiești să faci ceva pe un task cerut, anunță persoana respectivă ca ea să meargă mai departe. Nu explica prea mult. Vei fi tentat să dai o explicație sau motivație pentru refuzul tău, deoarece nu vrei să fii persoana aia care spune nu doar pentru că nu vrea să ajute. Ce încerc eu să zic e că asta nu înseamnă că nu trebuie să ai un context pentru eventualele tale refuzuri, însă când încerci să dai prea multe explicații, le vei da oamenilor un motiv să încerce să te facă să te răzgândești. Oferă o alternativă. Dacă poți oferi cuiva o alternativă, e posibil să poți ajuta fără ca să fie nevoie să mai faci altceva. Încearcă să oferi o soluție relevantă, fie că înseamnă să sugerezi pe altcineva mai capabil să ajute sau să te oferi chiar tu să faci o altă treabă, care va ajuta scopul final, dar în timpul tău liber. Comunică cu încredere. O problemă care apare și la mine uneori. Vorbind cu un simț al încrederii, este critic atunci când comunici despre propriile nevoi.
Când oamenii te văd sigur pe tine, este puțin probabil ca ei să continue să te preseze. Majoritatea nu-și vor colegii sau prietenii încărcați cu multe probleme și task-uri. Să arăți că ai încredere în răspunsul tău nu înseamnă că ești nepoliticos. Așadar, stă în puterea ta să accepți sau refuzi lucrurile care ți se cer în viața de zi cu zi. Ar trebui să spui nu mai des, doar în efortul de a-ți realiza propria valoare și să îți faci timp pentru a te focusa pe ceea ce este important pentru tine. De fiecare dată când spui nu cuiva, gândește-te că îți spui da ție. Preiei controlul vieții tale, refuzând să permiți altora să ia deciziile pentru tine. Dacă știi clar ce ești și ce nu ești dispus să faci, alții te vor respecta mai mult și tu vei demonstra un sentiment puternic de încredere în sine. Trag linie aici și te aștept să-mi spui în comentarii cum ți s-a părut și dacă te-a ajutat acest clip. De asemenea, nu uita să te abonezi la canal, dar și să-mi lași unul din cele cel puțin 50 de like-uri. Hai că poți! Până vinerea viitoare, rămâi curios!